Bună seara, dragi prieteni, bun regăsit la un nou podcast special, de data aceasta marca Podcast Studio Arad, cu un om special. Nici nu știu cum să vă spun despre invitatul meu. Multe lucruri ar putea fi de spus. Îi urmăresc postările pe social media în ceas de seară, în toiul dimineții uneori, urmăresc bucuriile în cuvintele scrise acolo, poate unele lucruri mai puțin bune prin care trece. E o persoană extrem de motivată, extrem de determinată, multe proiecte în care a fost implicată și m-am gândit că ar fi extraordinar în noul nostru format, iată, să o avem împreună alături de noi. Îi mulțumesc tare mult și da, pentru cei care încă nu v-ați dat seama despre cine este vorba, deși era destul de greu să vă dați seama, este vorba despre Lidia Leahu. Ceau, Lidia, bine ai venit! Ceau, mi-a fost dor! Da, și mie mi-a fost dor și când am aflat, să zic așa, isprăvile tale sau isprava cea mai recentă despre care o să vorbim, abia am așteptat să te pot chema și mă bucur că ai răspuns afirmativ. Mulțumesc tare mult încă o dată. Cu mare drag. Te-ai grăbit și ai avut noroc, pentru că în câteva zile voi pleca din țară, deci ești mare norocos. Normal, bineînțeles, asta este. Când universul complotează, în ghilimele, se întâmplă lucruri frumoase. Lidia, înainte de a vorbi despre titulatura asta frumoasă și despre coronița asta frumoasă pe care ai primit-o în cadrul unui concurs foarte, foarte interesant și o să vorbim despre el pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat. Spune-ne, știu că noi am mai fost împreună, ai fost invitat la mine și când lucram în radio și așa mai departe, dar aici, în acest context, este pentru prima dată. Poate cei care ne urmăresc nu sunt familiarizați cu tine atât de mult, deși dacă ești arădean și nu știi pe Lidia Leahu, să-ți fie un pic de jenă. Zi-ne în câteva propoziții cine este Lidia Leahu. Mie îmi place să mă prezint ca fiind un om simplu, o fată simplă, de la țară, crescută așa modest. Cu toate astea încerc să fac lucruri extraordinare și sper să-mi reușească. Uite, unul mi-a reușit de data asta, deși nu era plănuit, dar când Dumnezeu e cu tine, poți reuși orice. Așa e. Păi mărturisesc că e prima oară când am totuși o Miss lângă mine, ceea ce nu e puțin lucru. Hai să vorbim puțin despre succesul acesta tău. Este un succes, te felicit pentru el cu mult drag. Mulțumesc din suflet. Și spune-ne tot ce a însemnat ideea asta de Miss Wheelchair, uite, România, ediția 2024, câștigată de tine. E o mândrie pentru noi, pentru ardeni, chestiunea asta și spune-ne despre toată experiența asta, cum a început ea, cum te-ai decis. Am o întrebare, nu anticipa aceea că ai scris că inițial nu ai vrut să concurezi, dar aceea o lăsăm după ce ne spui ce a însemnat toată experiența asta de la Iași, corect? Da, la Iași. A fost o experiență unică, e pentru prima dată organizat un astfel de eveniment în România, până acum nu s-a mai organizat Miss Wheelchair România. Este organizat de Olivia Petrea, o tânără cu ambiții, o tânără foarte inteligentă și motivată. Ea a participat în 2022 în Mexic la Miss Wheelchair World și probabil de acolo a văzut atât de multe fete care vor să inspire și, de fapt, nu punem accent doar pe frumusețe, ci încercăm prin astfel de evenimente să se atragă atenția și asupra persoanelor cu dizabilități, asupra infrastructurii, asupra accesibilizării. Cumva e o luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, dar într-un sens frumos, aducând modele, fete frumoase și nu neapărat 90-60-90, nu despre asta este vorba, ci fete cu un caracter frumos, fete care sunt niște luptătoare, pentru că eu pe fiecare fată care a participat acolo o consider o victorioasă și a făcut curaj, și-a luat inima în piept și s-a pregătit cu un costum popular, cu o rochiță de seară și fiecare a dat ce a avut mai bun, dar mai mult de atât, în viața de zi cu zi, aceste fete, împreună cu mine, am dat tot ce am avut mai bun ca să supraviețuim, să reușim, să putem merge mai departe. Pentru că, vezi tu, chiar o persoană normală, spun eu așa, obișnuită, fiind pe picioare, întâlnește atât de multe provocări în viață, cu atât mai mult noi care suntem într-un scaun cu rotile, avem foarte multe provocări și dificultăți. E greu să reușești. Dar aceste fete, împreună cu mine, încercăm zi de zi să ne luăm puterea și să mergem mai departe. De aceea eu consider că a fost o reușită acest eveniment. A fost un început să zic așa, timid și îi urez Aliviei succes și pe viitor. Sper să avem și o Miss Wheelchair România 2025 și așa mai departe. Trebuie să predai ștafeta sau cum se face? Da, probabil deci, așa va trebui dacă să... Dacă nu concurezi, nu știu. Da, dar... numai. Eu spun că dacă am fost odată Miss e suficient. Sper ca în anul viitor să vină alte fete mai tinere, să fie motivate de noi care am participat anul acesta și să-și facă curaj să iasă. Pentru că sunt foarte multe tinere care... cumva s-au izolat și sper că acest eveniment să fie și pentru ele, să le dea puțină putere și curaj și să zică, băi, hai că anul viitor mă înscriu eu și particip. Să fie, da. Câte? 8 participante, parcă? Da, 8 participante. Și era și o pagină de social media dedicată, acolo erau voturi sau like-uri, nu știu cum. Eu, tu știu că ești o persoană modestă, dar eu m-am uitat și tu ai câștigat de departe, adică era o diferență clară între tine și locul 2. Da, știu alea nu că... au contat pentru Miss, alea ar fi contat în caz că nu luam Miss Wheelchair România, ar fi contat să iau Miss Popularitate, ceea ce m-ar fi ajutat foarte mult dacă nu luam acest premiu, dar Miss Wheelchair România este mai mult decât Miss Popularitate, de aceea mă bucur că am reușit să iau premiul cel mare și pe acesta care, uite, chiar mulțumesc tuturor celor care m-au votat, pentru că am văzut o mobilizare fantastică, deși eu sunt arădeancă. Și am avut eu aici un incident la Arad cu autoritățile și cumva spuneau, tu ești de la țară, noi luptăm pentru cei din municipiu, știi? Și cumva m-am simțit așa dată la o parte, deși eu întotdeauna din clasa 5-a sunt la Arad, la școală, aici am făcut facultate, aici am făcut proiecte, aici am fost în Arad. Întotdeauna oriunde m-am dus în țară sau în străinătate, am spus și de unde vin eu de la țară, pentru că mă mândresc cu locul meu, deși în ultima vreme am evitat să mai spun, pentru că m-am trezit într-o zi cu cineva acasă, că știa din online unde stau și chiar nu e neapărat plăcut. Da, și atunci cer să spun general, sunt din Arad, nu sunt din Arad, sunt dintr-o localitate lângă Arad și mulțumesc tuturor celor din comuna mea în special, deci au distribuit masiv postarea, au votat, mi-au fost alături și cei din Arad, pentru că am văzut că deși poate autoritățile, știi, noi nu te vrem, dar eu îi vreau, știi? Deși poate ei nu m-au așa bine la suflet, pentru că eu spun și atunci când sunt lucruri de corectat, dar nu o spun cu răutate, ci o spun pentru că vreau să meargă bine și dacă am reușit să fiu o voce pentru persoanele cu dizabilități, cred că e și obligația mea cumva, deși nu mă obligă nimeni, dar simt eu că e una dintre chemările mele, e datoria mea să schimb ceva, adică să las, dacă eu într-o zi o să plec, să zic că totuși oamenii din urma mea că totuși am schimbat ceva, am făcut ceva bun și de aceea le mulțumesc tuturor că s-au implicat și în Arad, distribuiri masive, voturi masive. Bine, eu dacă aș fi văzut că era o diferență mai mică, probabil m-aș fi mobilizat mai tare și ar fi fost și mai multe voturi, dar fiind așa un concurs lejer pentru mine, am lăsat așa pe voturi. Hai să vorbim puțin despre ideea asta pe care tu ai și postat-o la un moment dat și ai scris câteva rânduri și pe mine m-a intrigat și am vrut să te întreb de ce. Ai scris că inițial n-ai vrut să participi pentru că nu vrei să fii într-o competiție cu nimeni sau ceva de genul acesta, parafrazez cu scuzele de rigoare și că tu de fapt concurezi doar cu tine însuți și voiam să dezvolți puțin ideea asta. Da, noi am crescut. Ai participat la tot felul de evenimente, nu neapărat competiții, și te-am văzut o persoană care încerci totdeauna să fie activă și așa cum spuneai tu să fie o voce pentru cei care trec prin lucruri de genul acesta, au dizabilități și în urmă cu câțiva ani, cred că atunci când lucram la radio ai avut o campanie legată de infrastructura, cel puțin în locurile sau instituțiile de stat, nu mai știu cum era, în fine, ceva de genul acesta. Putem povesti un pic mai târziu. Dar zi-mi asta, concurez doar cu mine, n-am vrut să intru în competiție cu nimeni altcineva. Da, pentru că noi am crescut cu ideea, eu trebuie să fiu mai bun decât colegul, mai bun decât vecinul, mai bun decât prietenul, întotdeauna am simțit așa o concurență, iar crescând, această concurență pe mine m-a obosit. Cumva la un moment dat... mi-am dat seama că nu mai trebuie să demonstrez nimănui nimic. Dacă am avut de demonstrat, cred că am demonstrat suficient până acum. Și dacă e să fac ceva, o fac doar pentru mine și pentru sufletul meu și nu mai trebuie să o fac să demonstrez, să concurez, să fiu cea mai bună, că așa spune cineva. Nimeni nu poate să zică că sunt cea mai bună, e doar perspectiva lui. Eu știu că am dat tot ce am avut mai bun, am încercat cât am putut și din punctul meu de vedere asta înseamnă să fiu cea mai bună. Nu neapărat trebuie să primesc un titlu. Și dacă aș fi mers acum la Iași și n-aș fi venit cu premiul cel mare, Aș fi venit cu premiul de popularitate, ceea ce pentru mine ar fi fost de asemenea o mândrie și dacă n-aș fi venit cu acest premiu, aș fi primit o recunoștință din partea lor. Îmi cer scuze, am o alergie, îmi lăcrimează ochiul. Te înțeleg, deocamdată poate nu mai plâng. Bine ca nimeni din universul ăsta legat de alergii și de chestii că nu mai știi când sunt și vara și iarna și toamna și primăvara. Și de aceea am și spus, pentru că eu am cunoscut unele fete personal de la competiție, pe unele le-am cunoscut din online, pe unele nu le-am cunoscut deloc. Și n-am vrut să merg acolo ca la un război, eu să stau acolo în colțul meu, eu să câștig, nu o să câștig, nu știu, să fiu supărată sau dacă cineva ar fi câștigat, să vorbesc urât sau să fiu supărată pe acea persoană. Din contră, am zis, eu îmi pregătesc costumul în care cred eu, costumul popular, și mi-am luat un costum de la Gheoroc, care e un costum frumos, brodat frumos. Mi-am luat o rochiță frumoasă, dacă pot să spun, de la atelier de închiriat Rocky Michel din Arad. Salutăm pe Miha, sigur. Da, pe Miha, îi mulțumesc din suflet că a fost alături de mine. Deși n-am cunoscut-o, Lucia ne-a intermediat această colaborare și sper să putem colabora și pe viitor. Este un om minunat, deschis și care apreciază frumosul. Ea are un magazin cu rochii deosebite și când am intrat în magazin, am pus ochii pe această rochiță și, de fapt, eu am mers să-mi iau o rochiță crem. Așa am zis eu, la Miss trebuie crem. Și când am intrat acolo, mi-a căzut ochii până roz țiclav și oricât m-am învârtit în magazin și am vrut să-mi iau o altă rochiță, tot la asta m-am întors. Așa a fost să fie, această rochiță a fost pentru mine. Și mulțumesc oamenilor care mi-au fost alături și au crezut. Eu nu am crezut, eu și la Lucia când i-a spus nu știu dacă să merg sau nu, i-a spus cum să nu, tu ești câștigătoarea mea. Și în ziua de concurs, eu când m-am trezit, am văzut baftă câștigătoarea mea, ceva de genul scris și cumva am pornit cu curaj. Am văzut că sunt oameni care cred în mine. Păi chiar sunt și cum să zic, așa cum spuneam la început, e o mândrie așa pentru noi toți că uite, ai participat și ai dus coroana asta acasă frumoasă. Dincolo de asta vreau să te întreb puțin și despre radio, n-am cum să nu te întreb. Că ai renunțat de curând la radio și voiam să te întreb, ai proiecte de viitor, ai lucruri care poate îți îngreunează deja agenda și, să zic, viața sau pur și simplu a fost o decizie de altă natură? Am simțit că a fost destul, a fost 4 ani jumătate, eu acolo n-am lucrat angajat, am fost voluntar, dar am făcut lucrarea ca și pentru Dumnezeu și cred că Dumnezeu a văzut, a răsplătit și va mai răsplăti această lucrare, a notat, a luat în evidență. A fost o experiență minunată, am cunoscut oameni minunați, m-am simțit utilă, ceea ce pentru mine în acea perioadă a contat foarte mult. Ei m-au luat acolo că ei au văzut în mine potențial, eu pe vremea aceea eram mai reținută, adică făceam anumite proiecte, m-au luat că au văzut că vorbesc bine, așa ziceau ei. Eu nu știam asta despre mine. Te-au auzit pe la Joy când erai. Și la Joy și aveam proiecte în școli, că de fapt așa m-a ajuns la radio, că aveam un proiect pentru copii în școli și m-au invitat să vorbesc despre acel proiect, apoi m-au invitat să vorbesc despre altceva, apoi mi-au propus emisiune, apoi a doua emisiune, apoi a treia emisiune și așa am reușit să fac 3 emisiuni în 4 ani jumătate. A fost o bucurie pentru mine și cred că mi-a dat și așa poate un imbol și mai mult curaj în legătură cu oamenii, pentru că am avut oameni importanți invitați, medici, tot felul de directori, de SP, oameni cu funcții, să spun așa. Și deși zic eu că sunt fata aceea de la țară, care eram reținută sau sunt încă reținută, pentru că deși am făcut anumite proiecte și am reușit să ies, să zic așa, în lume, eu mă consider tot un om foarte simplu și cred că acesta a fost și cel mai frumos comentariu pe care l-am primit acum în perioada asta cu Miss, când a fost cu voturile, o persoană a zis, deși ai reușit să faci atât de multe lucruri, ai rămas un om simplu și pentru mine asta a fost un compliment și îmi doresc să rămân în continuare așa, un om modest, un om care să demonstreze prin fapte, nu neapărat prin modul în care arată, nu neapărat prin ținute, nu neapărat prin lucruri scumpe, pentru că valoarea vreau să se construiască în interior. Vreau să te întreb o chestiune acum și să ai grijă cum răspunzi, dar să fii sinceră totuși. Dintre toate evenimentele la care ai participat, incluzând Miss Wheelchair România 2024, care a fost cel mai marcant pentru tine eveniment la care ai participat vreodată și de ce? Că ai participat la foarte multe și m-am tot uitat pe ele și altele am fost, să zic, martor la ele atunci când s-au întâmplat și mi s-au părut toate cu semnificație. Și de aia cred că întrebarea e și mai grea pentru tine, trebuie să mă ierți pentru ea, dar sunt foarte curios să știu care a fost. Să știi că a trebuit să stau să meditez, uite, stau și mă gândesc, dar cred că într-adevăr cel mai important a fost evenimentul care a avut loc la Sibiu, Gala Excelenței, a femeilor care excelează, ceva de genul, organizat de femeile liberale, care au premiat 10 femei din toată România, care au avut diferite rezultate pe care ele le-au considerat remarcabile. Și acest eveniment a avut loc în prezența președintelui României și când am stat acolo pe scenă, am simțit cumva recunoaștere pentru toată munca mea, pentru toate proiectele mele, pentru toți anii mei. Deși și la Arad am primit distinția Arădeni cu care ne mândrim, am simțit-o, dar n-am simțit-o chiar așa. Adică mă bucur de acest premiu, dar când am fost acolo pe scenă și erau, cred că 400-500 de femei, o sală imensă plină cu femei și câteva persoane care erau alături de președintele României, la acest eveniment mi s-a părut ca și un răspuns din partea lui Dumnezeu și era așa ca și când, dacă tu îți faci partea ta, așa cum poți tu, cu puterea pe care o ai, cu știința pe care o ai, dacă dai tot ce e mai bun și cum știi tu, nu trebuie să fie ca și cum e scris în cărți, la un moment dat Dumnezeu te va face recunoscut și înaintea oamenilor. Și așa am simțit eu atunci, ca și când toată munca mea, tot sacrificiul meu, tot plânsul meu, toate nopțile nedormite, a fost cumva răsplătit și Dumnezeu, am simțit că m-a înălțat înaintea oamenilor. Foarte frumos. Da, mi se pare că, uite, atunci când poate nu te aștepți, totuși primești cinstea asta în sensul bun al cuvântului din partea oamenilor și cred că asta de multe ori. Noi, până la urmă, suntem oameni care, sigur că nu trebuie să tânjim după aprecieri și să nu trebuie să ne construim viața în jurul lor, dar când vin, sunt bineveritate, nu trebuie să fim ipocriți. Și ăsta e adevărul. Din când în când sunt niște confirmări că facem ceea ce trebuie, că suntem utili. Dar partea mai puțin frumoasă a României este legată de următoarea întrebare. Dacă e greu să fii persoană cu dizabilități în România? E greu să fii persoană cu dizabilități oriunde în lume, da. Sunt convins, da. E greu, dar în România e greu cu atât mai mult pentru că nu e accesibilizare. Dar nu spunem că în alte țări e perfect, pentru că nici în alte țări nu e lux. Am fost și în alte țări, a trebuit să mă urc la medicul de familie când am fost în Germania la etaj 2. Pe de altă parte, la alt medic când m-am dus, deși era la etaj, aveam lift, tot accesibil și acolo sunt lucruri bune, lucruri mai puțin bune, ca și în România. Și aici s-a început, sunt orașe unde sunt cumva mai mult apreciați sau autoritățile au văzut mai din timp nevoia asta de incluziunea persoanelor cu dizabilități, de a le oferi o șansă la o viață cât mai normală. Și acum când am fost la Iași, mi-a scris cineva un mesaj, cum e Iași, e mai accesibil decât Aradul? Și zic, cam tot așa, pentru că s-au făcut și acolo unele rampe, s-au făcut și acolo unele modificări, dar mai este mult până să poți să te descurci singur. Eu, dacă aș fi fost fără însoțitor, nu m-aș fi descurcat. Și unde sunt rampe, multe sunt făcute foarte abrupt și dacă n-ai putere, n-ai cum să urci. Și dacă ai putere, e foarte greu. Adică eu cu însoțitorul era să nu putem urca rampa. Sunt lucruri de făcut. Dacă suntem, uite, la această emisiune, poate ne ascultă cineva care are putere să schimbe ceva. Sperăm. Spuneai tu și de campania aceea cu scaunele cu rotile. Când am fost și la Joy de v-ați așezat în scaune, am făcut acea campanie pentru autorități, persoane publice și antreprenori, pentru că am crezut că un antreprenor poate să-și facă instituția unde are birou accesibil. Uite, și voi aici aveți destul de accesibil la studio. Da, un pic ar mai fi poate de modificat, dar cât de cât, adică n-am urcat 3 etaje cum am urcat la altă televiziune, știi? Da. Sunteți mai bine decât alții, dar încă mai este loc de îmbunătățit. Absolut. Cred că fiecare își poate face, cum vă puteți face voi studioul mai accesibil, la fel poate și un om care are o firmă, să le facă accesibil mie, să-mi fie mai ușor când mă duc să apelez la serviciile acestui antreprenor, autoritățile cu atât mai mult, uite, s-au renovat lucruri, teatru, nu știu ce s-a mai rezolvat și renovat în Arad, dar nu toate sunt cum ar trebui să fie. Cum am spus de multe ori, la mine în localitate s-a renovat dispensarul medical, unde ar trebui să meargă și merg foarte mulți bolnavi și bătrâni și sunt trepte, adică nu s-a făcut o rampă, ceea ce pentru mine încă e de neînțeles. Plus că am făcut campania asta înainte, au fost și din primărie în scaun cu rotile. A fost și doctorița în scaun cu rotile. S-a pus atunci în curtea dispensarului. Și apoi, peste câțiva ani, face renovări și tot nu ții cont. Asta mi se pare sfidare. Deci asta e deja un pic mai mult decât respect față de cetățean și la asta nu vreau să ajung. Adică dacă am mers și am spus, haideți, vedeți cât ne este nouă de bine sau de greu să mergem cu un scaun cu rotile prin localitatea voastră, nu dacă am fost la Arad, dacă am fost la noi în localitate sau dacă am fost în București, oriunde am fost cu scaunul cu rotile, am văzut unde sunt problemele, unde sunt bubele, să spunem așa. Ține cont, mai ales că nu sunt, dacă tot ai renovat, tot ai cheltuit o sumă, ce-ar mai fi fost să torni 3 roabe de ciment, da, știi? Discuție, poate... Și asta ar trebui cumva autoritățile să-și deschidă ochii și mai mult decât ochii, că ochii unii i-au deschiși, adică ne văd. Nu da. Se împiedică de noi, de unii pe stradă sau în online, adică cumva tot greu să nu vezi. Da. Și dacă tot au ochii deschiși și ne-au văzut și ne știu nevoile, sau poate nu le știu, dacă nu le știu să ne cheme pe noi la o discuție, să vedem ce ar trebui făcut, unde ar trebui modificat și sunt sigură că atât eu cât și alte persoane cu dizabilități ne-am duce cu drag. N-ar trebui să vină să ne plătească, să intrăm într-un proiect ca să facem asta. O facem voluntar, cum facem atât de multe alte campanii și evenimente. Dar vreau să-și deschidă inima, nu numai ochii, ovii. Vreau să-și deschidă... Da. Nu știu, nu vreau numai promisiuni, vreau lucruri concrete, vreau ca oamenii să simtă, cel puțin să fie empatici, adică nu e mult de făcut, n-ar fi mult. Dar dincolo de infrastructură, adică ce ar mai trebui să facem ca țară pentru persoane cu dizabilități? Nu știu, poate legi sociale sau pentru însoțitori mai bune, dincolo de infrastructură, care știm că e nevoioasă, dar ce ar mai trebui să facem? Să, nu știu, ne apropiem puțin de alte țări mai înaintate din punctul ăsta de vedere ca noi? Păi, în primul rând asta și odată ce avem infrastructura, asta ne ajută să ieșim din casă, pentru că până noi nu avem drumuri bune și nu ne este accesibil și comod să ieșim din casă, noi vom sta mai mult în casă, ceea ce nu e normal. Adică îmi dau seama, am 38 de ani, am trăit atât de mulți ani și în ultimii ani am trăit, deși am fost activă, dar când am fost activă am fost mai mult în casă. Adică mi-e greu să ies, mi-e greu să mă pun în mișcare, să car tot timpul pe cineva după mine să mă ajute. Noi dacă vom avea accesibilizare, atunci vom avea mai mulți și serviciu, ne vom implica mai mulți în societate și ne vom face și noi partea și pentru societate va fi mai bine. Adică dacă eu îmi găsesc un job și acum mă bucur, am văzut că din septembrie se va promova o lege care pe lângă pensie îți dă dreptul să lucrezi. Până acum nu exista acea posibilitate și atunci foarte mulți dintre noi și eu, recunosc, nu m-am angajat pentru că îmi pierdeam dreptul la pensie. Iar eu nu pot să îmi permit să renunț la pensie, că eu poate... o lună, două, un an, doi pot să lucrez, apoi ce fac? Dacă mă simt mai rău, nu mai pot să merg la lucru, trebuie să iau din nou toate actele la comisie, trebuie să merg din nou la evaluări și era foarte complicat pentru noi. Dacă s-ar pune în aplicare ceea ce am citit eu în online, ar fi un mare plus pentru noi și un avantaj, pentru că am mai putea, și dacă n-am lucrat, să zic, non-stop, am putea lucra 2-3 ani sau câteva luni, ne-am putea implica în anumite proiecte și ar fi un plus și pentru noi și pentru societate. Da, ar fi excelent. Vedem dacă lucrurile sunt chiar așa cum se preconizează sau e doar slogan sau alte chestii fiind de an. Spuneai de implicare, nu știu dacă neapărat numai instituțiile ar putea să se implice. De exemplu, acum am fost cu trenul și n-am primit asistență pentru că mi-am cumpărat bilet pe bani, adică bilet întreg, și n-am avut bilet de handicap, pentru că noi primim 12 bilete pe an de asta de handicap cu care putem circula. Dar dacă tu circul mai mult de 12 bilete pe an, tu nu mai ai dreptul să ceri însoțitor, adică să te urce și să te coboare din tren. Adică mi se pare absurd să nu-ți dea această asistență, pentru că trenul nu se accesibilizează. Da, eu mi-am cumpărat bilet întreg pe banii mei și n-am primit această asistență. A trebuit să merg să mă rog de oameni, să mă urce în tren, să mă coboare, știi, am mers acolo ca la vânătoare în gară. Pe cine cunosc pe cineva... Oare bărbatul ăsta n-are probleme cu coloana, ar putea urca, oare îmi spune ceva dacă îl rog să mă urce, știi? Bine, cumva... tu o spui cu zâmbetul pe buze, dar chiar nu e... Da, nu e de râs. Nu e de râs. Eu, dacă aș fi în locul tău, mai ales cum sunt antisocial de cele mai multe ori, nu știu ce aș face, aș pierde trenuri unul de pe altul. Când am venit înapoi, am avut noroc că au venit niște prieteni la București, soț și soție, să ne ajute să urcăm. Bine, îmi părea așa greu să-i zic, hai, urcă-mă tu, femeie. Și atunci ei povesteau cu mine și zic, povestiți voi în continuare continuare că am o treabă și m-am dus să caut un bărbat prin gară să vină să ne ajute, știi? Și zic, gata, am rezolvat. A, zice, te-ai dus să vorbești, era acolo un băiat mai tânăr, zic, ăsta are mușchi, are putere și ne-a ajutat, dar da, poți să găsești un tren unde nu sunt bărbați să te ajute, ce faci? Da, nu e normal, chestia asta chiar nu e normal. Da, și asta nu știu, că asta nu cred că aparține de stat, cred că e o firmă privată care, da, undeva este o bubă și ar trebui rezolvată. Adică e o problemă, că trenul nu se accesibilizează. Adică undeva de la nivelul statului, să zic așa, se pot lua decizii și legi care să oblige sau să constrângă la un moment dat companiile, fiind ele și private, să accesibilizeze mai mult. Mie mi s-a părut ireală. Deci când am fost la agenție să-mi iau biletul și mi-a zis doamna, nu poți primi, zic, cum, că altă dată am mai primit. Da, dar ai primit pe bilet de handicap. Nu așa, dar nu contează. Adică biletul de handicap îl te contează statul. Biletul meu îl plătesc eu. E tot aceea sumă de bani. Deci la unul am dreptul la asistență și la unul nu am. Deci eu am rămas, nu venea să cred, a dat telefoane, mai sus, nu a rezolvat nimica. Am mers în gară, zice doamna, e sâmbătă, n-avem personal. Când am auzit, zic, nu cred așa ceva, că cineva, cel puțin din empatie, să zică, nu, dar uite, întreb aici pe cineva, da, dacă, hai, da, să vedem. Dar uite, până la urmă Dumnezeu a rezolvat, dar cred că și problema asta trebuie rezolvată de sus, ca altcineva care va fi în locul meu să nu mai treacă prin așa ceva, adică să poată să urce și să coboare. Și așa, nu mai spun de alte condiții, că am mers eu 16 ore cu trenul, 14 ore, 2 ore întârziere, fără acces la baie, fără alte lucruri care, na. Sunt de discutat, dacă mă întreb cum e viața în România, păi, așa e viața în România. Nu e atât de roz pe cum vrem noi să o lăsăm să pară. Departe, dar e foarte bine că discutăm despre asta, că le conștientizăm așa cum le conștientizez eu de multe ori pe moment și cei care ne urmăresc probabil se gândesc de 2 ori înainte să, nu știu, n-ajute sau să treacă cu vederea peste cineva care are dizabilități. Știi? Că ne-am cam obișnuit cu ideea asta, suntem așa ușor insensibili. Da, las că se descurcă, las că... Mă întreba cineva, nu te plictisești? Și zic eu cum. A fost discuția cu parcările în Arad când... Acum se vrea anularea dreptului persoanelor cu dizabilități să parcheze pe locuri obișnuite. Am fost singura care a luat cuvântul și sper să ajungem la o înțelegere, să facă niște abonamente, ca totul să putem parca pe baza acelui abonament. Și noi din județ, nu cei din municipiu, pentru că aici era discuția. Eu mă lupt doar pentru cei din municipiu. Nu, cred că Arad suntem toți din județ. De și altă structură acolo, sunt alte lucruri și fiecare... Da, dar și ăștia vin tot la Arad la școală, tot la Arad la finanțe, tot la Arad la bancă, tot la Arad la toate, știi? Da. Și atunci... Măcar când e nevoie să putem să parcăm. Mă bucur că au început totul să facă parcările albastre. Am fost pe teren și am marcat noi locuri unde să pun aceste locuri de parcare albastre. Vor fi mai multe pe centru. Sper să nu ne sară oamenii în cap. Eu am zis să le lase locuri așa cum erau, cu puține locuri albastre, însă să ne lase să parcăm pe locurile obișnuite. Ei au ținut morțiși să pună locuri în plus. Da. Bun, faceți cum vreți. Ideea e că oricum sunt locuri puține, de aceea eu aș fi insistat să rămână doar câte au fost. Sperăm să se rezolve această situație. Nu am terminat bine cu asta. De la casa de pensii mi-au zis când mi-au aprobat biletul la tratament. Alt stres. Nu s-a terminat bine cu aia, am început cu CFR-ul. Deci te plictisești, Lidia, nu te plictisești. Niciodată, nu. Din păcate, da. Te-am auzit pomenind despre Dumnezeu astăzi și nu numai, și în alte interviuri și în alte postări de ale tale și e clară legătura ta asta cu divinitatea, cu Dumnezeu, dar spune-ne în câteva cuvinte cine este Dumnezeu pentru tine. Nu știu. Nu pot să explic în cuvinte cine este. Și dacă nu înțelegi exact, nu știu, cum îl vezi pe el pentru tine în mod personal? Este... acel care știe ce mai bine pentru noi, deși eu de multe ori nu înțeleg planul, eu nu înțeleg de multe ori de ce trebuie să treci prin suferință, prin greutăți, prin nevoi, prin lipsuri, prin necaz. E greu să vezi, uite, acum, de exemplu, o prietenă are o fetiță mică și a zis că e în aparate și probabil pleacă în câteva zile, ore. E greu. Când auzi, te doare, te întristează, dar... mă ține totuși cu încredere în Dumnezeu, credința asta, speranța asta că El știe ce e mai bine și toate aceste încercări, uite, chiar această fetiță dacă moare la câteva luni de viață, cât are, chiar eu dacă am suferit de anul ăsta, fac 24 de ani de când sunt bolnavă, din 2000, cu această boală, cu distrofie musculară, chiar dacă trebuie să trec pe aici, e greu, adică aș minți să spun că nu e greu. Și e greu să depinzi de alții, cel puțin pentru mine asta e cel mai greu, să trebuiască să am pe cineva care să mă ajute, să mă ridice, să fie tot timpul la dispoziția mea. Și mi-a fost de multe ori greu să-L înțeleg pe Dumnezeu, dar mai presus de toate am știut că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Iar eu nu știam ce, cum se întâmplă în viața mea, știam doar că eu de mică L-am iubit pe Dumnezeu, am crescut așa cu credință în Dumnezeu și am avut experiențe pe care le-am trăit și dacă aș vrea să-L neg pe Dumnezeu, n-aș putea. Adică Dumnezeu a lucrat într-un mod fantastic pentru mine și mi-a salvat viața de la moarte de mai multe ori, m-a ajutat în mod inexplicabil, adică când n-am mai avut niciun ban în portofel, Dumnezeu mi-a trimis un om pe care nu l-am cunoscut și mi-a trimis bani. N-avea nimeni cum să știe asta. Deci eu și acum, dacă întâlnesc un om, țin minte că mergeam la o biserică aici în Arad, în urmă cu aproape 20 de ani a fost asta. A fost prima dată, cred că, când eu am primit de la cineva niște bani. Bani așa, în numele Domnului, știi? Că noi suntem obișnuiți să dăm, adică tu cred că ești mai obișnuit mediul evanghelic. Nu am primit, deși noi suntem dintr-o familie cu mulți copii, vedeam la alții, că alții primesc ajutoare, alții primesc bani, alții primesc... Noi nu primeam, adică noi n-am crescut așa să primești. Cumva pentru noi nu era normal să primești. Și la un moment dat a fost o prietenă cu care m-am întâlnit la un sanatoriu de recuperare, ea era din Brașov și a venit la mine în vizită în Arad și am zis, ce să fac dacă a venit aici, nu pot să țin toată ziua acasă. Și zic, hai să mergem la biserică în Arad. Eu venit de la țară, a trebuit să plătesc bilet de la autobuz, bilet la tramvai și eu n-aveam atunci, și aveam alocație dublă sau cât era, ca și persoană cu dizabilități, erau singurii bani și deși frații mei nu beneficiau de alocație, nu știu cum s-a întâmplat că mie tot timpul îmi lăsau părinții alocația. Și țin minte că erau ultimii bani din alocație pe care am plătit pentru biletul ei, dus întors și la autobuz și la tramvai. Și nimeni nu știa, nici ea, nimeni din familie, nimeni nu știa că ăia sunt ultimii bani. Și când am fost la biserică, pe hol, la terminarea programului, a venit un bărbat, prin el am văzut pe Dumnezeu. Deci sunt oameni prin care îl vezi pe Dumnezeu pur și simplu. Dumnezeu poate nu e acela care ți-l imaginezi tu. Dumnezeu poate lucra prin mine și prin tine. Și mi-a dat niște bani. Nu mai știu cât era, 1.000.000 și ceva, cred că. Pe vremea respectivă erau mulți bani, adică conta pentru mine. Și de atunci am zis, Dumnezeu știe și când nu am. Dumnezeu știe și lipsa mea, Dumnezeu știe nevoia mea și nu trebuie eu să merg să mă milojez de oameni. Deși au fost multe perioade în care nu am avut bani, dar nu mi-a plăcut niciodată să mă victimizez, să spun că nu am, lumea știe, ca persoană cu dizabilități nu ai multe venituri, adică din pensia aia amărâtă de-abia dacă trăiești. Da. Dar nimeni n-a putut să mai scoată din cap că Dumnezeu nu știe nevoia ta, Dumnezeu nu știe. Dumnezeu știe și Dumnezeu trimite. Și am mai experimentat, dacă mai avem timp să mai spun o experiență, pentru că, deși am venit aici să vorbim despre frumusețe, despre Miss Wheelchair România 2024, deci aș vrea totuși să las oamenii încurajați care ne ascultă și sunt oameni mulți care și-au pierdut credința, cum și eu la un moment dat eram așa pe cale să îmi pierd credința, speranța. Păi dar, dacă voiam să te întreb asta, da, din cauza asta, adică nu neapărat rebeliune, dar poate dezamăgire. Obosești. Adică vezi pe toți că își fac familii, vezi pe toți că își fac afaceri, ceea ce eu mi-aș fi dorit cândva să au alții și nu sunt invidioasă că au, dar mi-aș fi dorit să am și eu, să am copii, să am familie, să fiu la casa mea, să spun așa, să-mi pot face cu mâinile mele, prin puterile mele și să nu trebuiască niciodată să cer sau să depind de cineva. Și eu mă mulțumesc cu puțin. Oamenii care mă cunosc știu, am umblat mulți ani cu autobusul, cu tramvaiul, deși poate îmi permiteam să am mult mai multe sau... nu știu, n-am vrut niciodată. Pentru mine mașinile nu contează. Pentru mine singurul lucru care contează în viața asta e o casă. Nu știu de ce, mi se pare că înseamnă stabilitate ca asta. Asta e pentru mine. Pentru fiecare poate să însemne altceva. Tu și 99% dintre femei. Da, deci probabil. Mașina pentru mine a însemnat doar fier. La un moment dat, pentru că tot mergeam cu autobusul, cu tramvaiul și pe jos, și când mergeam la radio, m-a prins odată o ploaie atât de tare că am ajuns la radio leoargă. Și atunci cineva a zis, eu o să-ți dau o mașină, un matiz. L-avem acasă, stă degeaba pentru că părinții noștri sunt plecați în America, eu lăsam matizul și vrei să-ți lăm ție donații. Și așa am primit prima mea mașină, un matiz. Tare. Vechi, dar pentru mine a fost fix și trebuia, da. A fost pentru mine, deși altul poate n-ar fi acceptat, ce să fac eu cu Matis, că Matis, na, ce să faci cu el? Poate s-ar fi simțit jignit, pentru mine a fost o mare binecuvântare și spun sincer. Și mult timp am tras, 4 ani cred că am umblat cu el, am tot tras de el, deși mi-a picat toba pe drum de 2 ori, am legat-o cu sânul, ne-am descurcat dacă m-am putut. Da. Da. Și la un moment dat, o prietenă mi-a spus, Lidia, ceea ce faci tu nu-i normal, tu mergi prin țară la conferințe, mergi cu atâtea proiecte prin țară și tu îți pui viața în pericol cu mașina asta, pentru că era să facem un accident mortal și de acolo s-a întâmplat totul, a fost vina noastră, n-a fost nimeni de vină, noi nu ne-am asigurat cum trebuie, adică, da, Matizul nu accelerează ca și alte mașini. Da, micuță, da, exact. Da. Era să facem o tragedie, nu numai cu noi, că am fi murit noi. Era, știi cum, dacă ești bolnav uneori, eu am ajuns uneori la ideea sau în momentul în care oricum nu m-a impăsat dacă trăiesc sau mor, deși poate părea tragic să auzi asta, dar uneori, da, da. Și credincioși ajung în momentul în care indiferent, știi? Trăiesc, mor, poate mai mult mi-aș dori să nu mai trăiesc, pentru câteodată semeni pe mine și nu-mi place când te aud așa, că da, îmi dau seama că nici altora nu-mi place când vorbesc eu așa. Da, vezi, uite, e oglinda. Astăzi s-a invitat oglinda aici în emisiune. Deci, peste vreo 2 ore pe noi, că terminăm, dar e ok. Da, și am ajuns în momentul în care nu mi-ar fi păsat dacă aș fi murit eu. Noi chiar mergeam, era un festival de la Eclesia organizat la, cum se numește, unde se organizează nunțile? La Domeniul Lupa, exact. Și când să intrăm pe poartă, fix acolo era să se întâmple tragedia și era să moară și cei care veneau, adică erau implicați, o familie cu mulți copii în spate și a fost un șoc pentru mine. Deci când am văzut toată situația și mai mult de atât era sora mea cu noi și pentru mine sora mea înseamnă cel mai mult. E cea mai importantă persoană și, nu știu, ar fi fost foarte bine, aș fi murit, probabil n-aș mai fi conștientizat că am fi murit toți. Dar da, a fost un moment de șoc, nici n-am mai coborât la eveniment, s-a dus doar ea. I-a rămas mașina așa blocată și am zis, eu nu o să mai urc în mașina asta, în Matiz, decât de musai. Și așa s-a întâmplat. Am mers foarte rar cu mașina și la un moment dat chiar ea nu m-a mai acceptat pentru că s-a stricat. N-a mai vrut să funcționeze. A fost deja prea bătrână și a făcut treaba și n-am mai mers. Și am stat așa cu mașină, fără să te întrebe nimeni, ai unde să te duci la medic, să-ți cumpere alimente și atunci am văzut și adevărații prieteni și oamenii care chiar îmi sunt sau nu îmi sunt alături. Sunt bune momentele astea în viață, vii să știi. Și în tot momentul ăsta eu am zis la Dumnezeu, Doamne, eu sunt bolnavă, să lucrez nu pot, să cer mi rușine. Tu ai vorbit în Biblie printr-o măgăriță, nu poți tu să faci o minune prin oameni? Și nu la mult timp m-a sunat o prietenă și mi-a zis că a primit $10.000 pentru mine. Și nu vrea să-mi zică de la cine, pentru că i-a promis că nu va spune. Acea persoană dorea să rămână anonimă. Și eu tot m-am gândit și am simțit de la cine. Dar nu am spus nimic, pentru că dacă aș fi spus, acea persoană ar fi crezut că prietena mea mi-a dezvăluit, deși nu mi-a dezvăluit nimic. Am primit acei bani. Între timp am mai primit de la cineva niște bani pentru mașină. Toți erau cu specificația pentru mașină, cu mențiunea asta. Okay. Și așa m-a binecuvântat Dumnezeu și mi-am luat mașina pe care ai văzut-o afară. Da. O mașină bună. Bună. Te-ai emoționat acum și... Da, asta mi s-a părut că e o minune din partea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să zică, pentru că acea femeie care mi-a trimis bani, la un moment dat mi-a scris pe Instagram. Deci acea femeie nu mă cunoaște în viața reală. E o persoană care nu m-a întâlnit niciodată, mă știa doar din online. Și mi s-a părut, nu știu, ceva de domeniul fantasticului, ca un străin să-ți trimită atât de mulți bani. Atât de mulți bani nu ți-i dă familia, nu ți-i dă un prieten, nici măcar împrumut. Și să-ți dea și să mai și dorească să rămână anonim. Asta mi se pare... Da. Asta mi se pare că e un om al lui Dumnezeu. Deci omul ăsta e un om al lui Dumnezeu. Să vrei să faci... Știi cum? Fă bine în tăcere și Dumnezeu îți va răsplăti. Eu pentru toți oamenii care m-au ajutat, m-am rugat ca Dumnezeu să le răsplătească. Nu să le dea cât mi-au dat, să le dea înzecit. Și eu sper ca Dumnezeu să facă asta și să simtă binecuvântarea lui Dumnezeu fiecare om care atunci când au simțit, au făcut, au întins o mână. Pentru că Dumnezeu când vrea să folosească un om să mă ajute, acel om simte un îndemn. Deci du-te, ajută-o, știi? Nu trebuie să vin eu să spun, să-și cer. Și asta mi-a arătat încă o dată că n-a trebuit eu să-i cer. Eu n-am cerut la femeia niciodată bani, adică n-aveam cum și Dumnezeu a știut. ca și acel om din trecut, de aproape 20 de ani în urmă, când mi-a dat acei bani la biserică, și această femeie, deci atunci când am avut nevoie, atunci când am așteptat o minune, deci am așteptat o minune mai mult decât orice, atunci Dumnezeu a intervenit și am văzut de multe ori că Dumnezeu atunci când nu mai poți, când lași totul în brațul lui, când zici, am încercat tot ce am putut, eu chiar am încercat și n-am reușit să fac nimic, atunci Dumnezeu intervine și prin asta vreau să încurajez pe cei care ne ascultă să creadă și atunci când ei nu au, cum Dumnezeu trimite în viața mea oameni să mă ajute, fix atunci când eu am nevoie, așa va trimite și în viața lor, să le fie sprijin, să le fie alinare. N-aș mai vrea să pedalez mult pe coarda asta sensibilă, însă era pregătită întrebarea asta, tu ai anticipat-o cu, să zic așa, cu experiența și cu ceea ce ai spus legat de sora ta și de faptul că de mulți le ai și cât de importantă este, dar cât la sută ar putea face sau ar fi putut face Lidia Leahu din tot ceea ce face astăzi sau a făcut până acum dacă nu ar fi avut familia 100% de partea ei? Eu zic că aș fi putut face tot atât, fără să mă laud, pentru că eu dacă îmi pun ceva în cap, ori mă ajută familia, ori nu mă ajută, ori mă ajută cineva din jur, ori nu mă ajută, eu voi reuși. Dacă eu îmi pun ceva în cap, orice mi-am propus, am reușit. Okay. Pentru că îmi găsesc oamenii potriviți care să-mi fie alături și dacă n-ar fi familia. Dar familia a contat enorm pentru că una e să lucrezi cu un străin și una să lucrezi cu cineva în care ai încredere. Da. Una e să trebuiască eu să sun la orice oră sau să trebuiască să cart pe mine un om care nu mă cunoaște să mă ajute, pentru că nu e numai de dus și adus. E vorba de ajutat, de sprijinit și nu e tot una ca și când e un străin sau e familie. Pentru mine familia a însemnat mult. Cum am spus de sora mea că ea înseamnă cel mai mult și părinții noștri știu, adică așa zice, eu te iubesc pe tine mai mult, după aia pe mami, după aia pe ceilalți, știi? Și zice, mami, nu se supără dacă aude asta, că să-mi ai cu mami, eu sunt aici în România cu tati, ele sunt plecate în străinătate. Noi știm că noi ne iubim cel mai mult și apoi ceilalți, cum ar veni. Da. Contează familia foarte mult, dar să știi că nu în toate am avut sprijinul familiei, dar deși n-am avut sprijinul, eu când mi-am pus ceva în cap am reușit și poate asta mi-a și dat un imbold. Eu de copil nu am avut sprijinul. Eu dacă m-am dus la biserică mi se zicea să stau acasă, dacă m-am dus undeva la proiecte zicea să stau acasă și eu cumva fix de aia mergeam, știi? Adică oricum ar fi fost mergeam. Și din dorința asta probabil protectivă și na... E posibil. Familia, mă gândesc ce ar fi fost sau ce aș fi reușit dacă... m-ar fi împins. Nu, dacă aș fi ascultat, nu ar fi fost bine, îți spun, n-ar fi fost bine, că aș fi fost mai mult acasă. Nu judec pe nimeni. Foarte mult timp noi oamenii am dat sau dăm vina pe părinți că nu am reușit, că părinții au zis, că părinții au făcut, că părinții nu ne-au dat, că părinții ne-au împiedicat. Și mi-am dat seama că așa nu putem să mergem mai departe. Ei atât au știut, atât au făcut și ei la urmă au avut de fapt influența familiilor lor asupra lor și noi trebuie să facem ce știm noi mai bine și așa. Să fim... recunoscători. Eu sunt recunoscătoare în primul rând că am crescut într-o familie creștină și deși n-am fost familia aceea care a stat toată ziua cu Biblia deschisă sau pe genunchi, ci la noi s-a lucrat foarte mult, adică părinții au fost, mama în special, a lucrat foarte mult și acasă. N-am fost toată ziua să fim studio și ea din Biblie, dar ce am studiat, ce am citit acolo, să respecti anumite lucruri, alea le-am făcut. Și acum eu uneori mă nervez și poate mai vorbesc urât sau fac mama sau tata dacă mă aude zice nu spune așa, nu vorbi așa sau eu și de fapt dacă nu e ceva neapărat urât, dar pentru ei e mai mult decât ceea ce știu ei că au crescut, adică nu noi suntem mai colerici, mai o generație mai, nu știu, mai așa agitată. Într-o viteză mai mare dar decât... ei, deși nu stau, cum ți-am spus, să studieze toată ziua Biblia, au un principiu acolo, în interiorul lor și ei încearcă să nu se abată de la ea, adică nu e... Și vocabularul lor nu e al nostru, adică cuvinte ca, nu știu, aiurea sau alte, poate pentru ei sunt mai... Și asta cumva, adică că ei sunt așa, cumva și pe mine îmi face, mai, așa, atunci poate reacționez, lasă că știu eu ce fac sau spun eu așa repede ceva să mă apăr, dar după aia stau și mă gândesc și zic, au dreptate. Aici trebuie să mă corectez, trebuie să fiu mai atentă, să am grijă și e bine să să fim recunoscători. Poate nu-i pe o parte chiar așa pozitiv cum vrem sau nu sunt oamenii care se împingă în față, dar sunt oameni care îți spun când e nevoie, știi, îți atrag atenția, că nu e suficient să ai familie sau prieteni doar să te laude. Trebuie să spună și părțile alea mai puțin. Și alea ne cam enervează uneori, dar asta este parte din viață. Spune-mi, apropo de oameni mai în vârstă, de părinți, de persoane așa cu autoritate în viața noastră sau nu, spune-ne. Sunt foarte curios. Tu scrii multe lucruri, eu nu prea intru pe social media atât de mult, dar tu văd că scrii multe lucruri interesante, multe sfaturi de viață și așa mai departe, din experiența ta și nu numai. Dar poate care ar fi un sfat pe care îl consideri cel mai prețios pe care l-ai primit? Și de la cine? Dacă poți spune. Dacă nu doar sfatul. Dacă e sfat. Nu știu, ți-a dat cineva vreun sfat care te-a marcat? În liceu mi-a spus și am spus de multe ori asta, profesorul de istorie mi-a zis la un moment dat, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și pentru mine asta însemna foarte mult, că am știut că, de fapt, Dumnezeu a pus potențial în mine, deși eu nu-l vedeam la vremea respectivă și eu trebuie să fac ceva cu asta. Și a contat enorm de mult pentru mine ceea ce mi-a spus la momentul respectiv, deși pentru el era ca o vorbă oarecare. Pentru mine a avut un impact foarte mare și acum în care, că îmi dau seama atunci când poate nu vreau să mă implic în ceva sau cum a fost și acest proiect de Miss, de fapt n-aș fi vrut să merg, până la urmă mi-am zis, băi, probabil trebuie să fac asta, știi? Probabil Dumnezeu m-a chemat la asta să fac. Cu siguranță trebuie să faci din moment ce ai dus știi acasă, că dacă ai ști rezultatul dinainte, ar fi bine, și așa s-au născut foarte multe acțiuni în urma acestui sfat al lui, pentru că mi-am dat seama că eu trebuie să fac. Nimeni nu e responsabil, nici familia, nici cei din jur. Eu sunt responsabilă și trebuie să-mi fac partea. La un moment dat însă, cum m-am retras din radio, m-am retras și din alte activități, am încercat să mă focusez pe ceea ce mi-aduce fericire sau satisfacție. Și la momentul de față, cel mai mult mă bucur atunci când merg să încurajez oamenii și asta o fac la conferințe, la diferite evenimente, în diferite biserici, când mă duc și încurajez și văd oamenii că sunt impactați și au o reacție la mesaj, adică îmi dau seama că ceea ce fac, ceea ce spun nu e degeaba. Și atunci asta am hotărât să fac mai departe. Nu mai vreau să le fac pe toate. Pentru mine a fost foarte greu să învăț să spun nu, încă e foarte greu să spun nu, dar să știi că în ultima vreme am spus nu atunci când oamenii m-au contactat pe ultima 100 de metri. Hai, ajută-mă acolo, hai scriem, hai punem pentru un interviu, hai ajută-mă pentru un proiect, hai... Nu, pentru că și eu am nevoie de timp și nu mai vreau să fac toate lucrurile pe stres. Problema mea de sănătate s-a și înrăutățit în ultima vreme și stresul are un impact foarte negativ asupra mea, de aceea încerc să mă focusez în viitorul apropiat mai mult pe sănătatea mea și pe ceea ce îmi face plăcere. Și chestiile astea de frumusețe, cum ar fi reclame, tot felul, uite, poate vorbeam noi în glumă înainte de intrare în podcast de un film. Nu, de toate chestiile astea ce... Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Toate chestiile astea care aduc frumosul în față și pun într-o lumină frumoasă. Adică... Da, cred că merită făcute și astea mă aduc satisfacție deocamdată. Dacă la un moment dat voi crede că voi fi din nou ok la radio sau în televiziune sau nu știu unde, deși mi s-a propus să lucrez la podcast-uri sau în televiziune, nu am acceptat pentru că fac ceea ce simt că trebuie să fac. Deocamdată mă ocup. Foarte bine. Oricum ți se potrivește mănușă, mai ales chestiunea asta cu... un fel de speaker motivațional, deși nu-mi place termenul că e prea superficial, dar oricum ești o persoană și cred că lumea îți confirmă asta și din cauza faptului că vorbești din experiență, că te simți autentică și așa mai departe. Am un set de 10 întrebări scurte, se zice că din întrebările astea undeva la 67% oamenii te vor cunoaște mai mult, rămâne să vedem dacă e așa sau nu. Adică răspund doar cu un cuvânt sau în propoziție? Trebuie să alegi din cele două, trebuie să alegi una pe care îți spun eu la fiecare întrebare, din cele două opțiuni și după aceea aș vrea, pentru că tot vorbeam de sfaturi, care ar fi poate un sfat pe care le-ai da tuturor celor care ne urmăresc. Dar întâi să vedem cele 67% dacă se confirmă sau nu. Sper să nu pic destul. Nu este cu picat sau nu. Bun, ca lumea să te cunoască mai bine, să vadă și dincolo de ce am povestit noi aici. Deci tu trebuie să alegi o opțiune din cele două. Care este preferata ta? Hai să vedem. Deci, film sau teatru? Film. Radio sau TV? TV. Celine Dion sau Mariah Carey? Celine Dion. Social media sau socializare? Social media. Telefon sau carte? Telefon. Mâncare tradițională sau fast food? Mâncare tradițională. Munte sau mare? Mare. Prieteni buni și puțini sau mulți amici? Puțini și buni. Am simțit o ezitare acolo, dar... Bun, cafea sau ceai? Aici ar fi de discutat. Îmi place gustul de la cafea, doar că întotdeauna m-am ferit de dependențe, așa că beau ceai. Ok, și ceaiul poate fi dependent, depinde, da. Ok, perfect. Vară sau iarnă? Vară. Întotdeauna. Perfect, mulțumesc. Da, sper că 67% ești mai cunoscut acum între oameni. Spune-ne în final, Lidia, și îți mulțumesc tare mult că a fost o discuție chiar fascinantă, aș putea spune, și îți mulțumim că ai fost pe la noi. Te felicităm încă o dată pentru titlul ăsta de Miss Wheelchair România 2024. Însă, în final, nu știu, într-o frază, cum vrei tu, două, trei, un sfat pentru toți cei care ne urmăresc, tineri, bătrâni, sănătoși sau nu, te ascult. O să vorbesc așa la persoana a doua, să fie direct pentru fiecare. Spun ție și spun și celor de acasă. Pe toți cei care ne urmăresc, da. Oprește-te să încerci să-i faci pe ceilalți să te accepte. Tu ești unic, ești special, ești deosebit, frumos și Dumnezeu a pus tot ce ai nevoie în tine. Fă ceea ce faci pentru tine. Nu încerca să mai demonstrezi la nimeni nimic și învață să fii fericită. Aproape că n-aș mai zice nimic la final, dar un sfat sau câteva sfaturi excelente. Mulțumesc, Lidia, încă o dată. Eu îți mulțumesc. Prieteni, mulțumim că ne-ați urmărit. Lidia a fost alături de noi. O poveste extraordinară despre viață, despre determinare, despre credință și despre a-ți depăși condiția, fie poate și... contra a ceea ce așteptăm noi deseori de la viață. Miss Wheelchair România 2024 a fost alături de noi. Un nou episod frumos marca Podcast Studio Arad. Seară frumoasă tuturor. La revedere!